aceste propuneri și eu cred că semnalul pe care trebuie să-l dăm este acela că se împrospătează lista Partidului Național Liberal. E nerelevant în opinia mea că unii sunt mai mult sau mai puțin apreciați pentru o poziție punctuală. Importantă este ideea de deschidere a partidului și să știți că chiar dacă vor fi oameni nemulțumiți din interiorul Partidului Național Liberal pentru că nu se mai regăsesc pe liste, voi face tot posibilul să-i conving pe toți să rămână în această echipă, dar să înțeleagă că un parlamentar nu poate fi pe viață parlamentar. De-aia aducem oameni noi ca să performeze și ei.